conferința de astăzi este surprinzător, pentru că probabil nu s-ar fi așteptat, la alte, la altceva, cel puțin eu. Astăzi ne-am vorbit despre fundamentele etice ale democrației liberale. Am coordonat o cercetare despre etica în universitățile românești
cele cu cetățenile, pe care nu le aude mai nimeni în spațiul public, în sensul opiniilor lor politice, opiniilor lor de cetățeni, perspectivei lor asupra vieții private și publice, ele, ce spun? Această carte este și prelucrarea a 101 interviu cu femei de la țară, femei din Mândoara, femei din sate din jur, femei din Sumerie, în care lucru care pe noi ne-a șocat a fost rolul pe care îl are pentru ele, etica politică, respectiv ceea ce le ține în parte de intrarea în politică, ceea ce le face să deteste modul de a fi al politicii, este lipsa principiilor, lipsa responsabilității, falsitatea promisiunilor, etc., etc. Pentru că, în mare măsură, aproape toate împărtășeau ceea ce noi numim o etică a grijii și responsabilității. Ei bine, când noi ne referim, pe exemplu, la problema democrației, plecând de la teoria normativă a democrației, ea nu ne spune cum arată țările din punct de vedere democratic, ci cum ar trebui să arate ele dacă noi am vrea să trăim în regimuri politice omenești pentru cât mai mulți dintre oameni, da? Pentru politica în sensul descriptiv și explicativ sunt folositoare alte categorii de teorii, unele inspirate din sociologie, din știință politică, din economie, din psihologie. Numai că nu asta fac eu acum, ceea ce nu înseamnă că nu mă compor și aplicat în legătură cu